Veste bună pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani din municipiul Hunedoara. În ultima ședință a Consiliului Local din Hunedoara s-a votat un proiect de hotărâre ce vizează acordarea cu titlu gratuit de terenuri pentru ca tinerii să-și ridice case în municipiu. Am inițiat un proiect de hotărâre care a fost votat în unanimitate de consilierii locali. Un proiect care își propune acordarea 21 de parcele de teren în suprafață de 300 de metri pătrați fiecare pentru tineri, pentru construcția de locuințe. Este un proiect mult așteptat, de foarte multe ori în audiență a fost întrebat de către tineri de ce nu punem terenuri la dispoziția lor dacă doresc să se stabilească în municipiul Hunedoara, să construiască case în municipiul Hunedoara. Iată că astăzi am reușit să facem acest lucru. Terenul se află și într-o zonă foarte atractivă din municipiul Hunedoara, în zona Ciuperca, pentru cunoscători, undeva între strada Carol Davila și bulevardul 1848. Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a prezentat și pașii ce vor trebui urmați pentru ca hotărârea Consiliului Local să se transpună în practică. Pașii următori sunt să lucrăm la un regulament pentru acordarea acestor terenuri. Deci, practic, o comisie din 5 angajați ai primăriei va lucra la acest regulament. Regulamentul va fi postat pe site-ul primăriei în dezbatere publică. O să-l poată vedea toată lumea. După care vom iniția hotărâre de Consiliu Local, vom aproba acest regulament și din acel moment vom putea să primim dosare. Deci, prin regulamentul respectiv, tinerii vor afla ce trebuie să conțină dosarul, care sunt condițiile de acordare a acestor terenuri. Primarul Hunedoarei nu exclude posibilitatea ca în cazul în care vor fi mai multe cereri, municipalitatea să pună la dispoziția tinerilor pentru construcția de case și alte terenuri.